Nu știți oare că voi sunteți templu al lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? De va strica cineva templul lui Dumnezeu, îl va strica Dumnezeu pe el, pentru că Sfânt este templul lui Dumnezeu, care sunteți voi. După ce a stat între Corinteni aproape 2 ani, predicându-le și învățându-i Evanghelia, Sfântul Apostol Pavel le-a scris ucenicilor săi, tocmai auzind despre neregulile vieților duhovnicești și bisericești. Între altele, le-a vorbit și despre curăția sufletului, dar și a trupului. Iar aici am insistat pe fragmentul de mai sus, care se potrivește în praznic cu ceea ce se întâmplă azi, după 2000 de ani de istorie a mântuirii. Bunele moravuri, bunele deprinderi duhovnicești trebuie întărite și conștientizate de toată suflarea creștină adunată în jurul potirului. Le mai scrie apostolul neamurilor așa: fraților, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu, cel dat mie, ca un înțelept meșter, am pus temelia, iar altul zidește. Dar fiecare să ia seama cum zidește, căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă, care este Iisus Hristos. Ce vrea să le tâlcuiască prin aceste afirmații metaforice și aparent enigmatice? Faptul că orice ar face să facă în Hristos, care este temelia vieților, dar nu atât a vieților biologice, cât a vieților duhovnicești. Pe el se întemeiază ridicarea și viața spirituală a oricărui botezat, aflat sub sabia martirului, atunci, deasupra capului și cu elanul creșterii duhovnicești în prejurul inimii. Mai atinge Sfântul Pavel tema delicată a punerii temeliei. Nimeni nu poate fi temelie lui însuși, nimeni nu poate înlocui temelia care este Hristos, odată ce l-ai primit ca fiind piatra cea din capul unghiului. Așadar, temelie și cheie de boltă, Iisus este garanția singurei construcții solide din viața noastră, așa să știți.